referitor la avocatul poporului. De ce nu ați numit pe cineva neimplicat politic, domnul președinte? Păi nu, am înțeles că cel de la UDMR e propus ca avocat. Vrem depolitizarea instituțiilor astea principale a statului, domnul președinte. Apoi, întrebarea numărul 2. Cu imunitatea parlamentară, când nu o să mai aveți imunitate parlamentară? Așa ați promis în campanie electorală. De aveți imunitate parlamentară, cum poți parlamentar? Am votat întotdeauna în favoarea oricărei țări promulgate de justiție la vedere. Toți parlamentarii Partidului Național Liberal. Modificarea imunitatea, așa cum e definită ea și e printre cele mai slabe imunități care există în parlamentele din Europa, e definită în Constituție. Dar, în ce ne privește pe noi, noi niciodată n-am putut zic pentru colegii noștri. Am votat la vedere întotdeauna în favoarea oricărei. Referitor la pensiile speciale, cât se taie pensiile speciale? Se lucrează la proiectul de lege. Pe anumite categorii sociale acolo mai favorizate, ca noi, fost, noi poporul nostru contăm niciodată. Au fost 12 hotărâri ale Curții Constituționale pe primar. Acum nu vă facem, dar am desfințat toate pensiile speciale. După aia am adoptat o lege de impozitare a pensiilor speciale, care depășesc 5.000 și 7.000 în funcție de drept. Amândouă au fost declarate neconstituționale. Și vă țineți de cuvânt ce ați promis în campania electorală de politizare? Acum să căutăm cu adevărat soluțiile constituționale pe care să nu le respingă poștă. Ca să nu vă mai spun că actualmente Curtea Constituțională cu Dorneanu și cu majoritatea președinte, după părerea mea, va declara neconstituțional ceva care e curat constituțional. Știu că am fost întâmplat, dar știu că ceva. Un program. De politizați instituțiile statului, domnul Orban.